Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Politicienii Clujului. De aici, din studioul TV Cluj RM, alături de domnul director Mircea Abraham, transmitem o nouă ediție din agenda noastră electorală din săptămâna aceasta. Vă reamintim că alegerile locale vor avea loc pe 5 iunie dintr-un singur tur de scrutin. Așadar, în ediția de astăzi este prezentul platou Dorin Gliga, candidat la Consiliul Local din partea PNL și de asemenea vicepreședinte PNL pe municipiul Cluj-Napoca. Bine ați venit, domnul Gliga! Bună ziua, bine v-am găsit! Pentru început, v-am rugat să vă prezentați cine este domnul Dorin Gliga, de când ați intrat dumneavoastră în politică, cu ce scopuri, cu ce intenții, ce doriți să schimbați la actuala guvernare? Sunt Dorin Gliga, de profesie economist, obișnuit în mediul privat, în principal, și în întreprinderi solide ale Clujului și mari. În politică, preocupare de politică am avut dintotdeauna, însă, efectiv, pasul spre politică l-am făcut toată cu campania pentru alegerile parlamentare și prezidențiale din 2004. De atunci încoace activez în partidul, fost Partidul Democrat Liberal, actualmente Partidul Național Liberal și, practic, în echipa care a schimbat Clujul din municipiul Cluj-Napoca, l-a schimbat efectiv din 2004 și până în, inclusiv în acest mandat. Cum ați găsit Clujul în 2004? 2004, cred că ne aducem cu toții aminte și clujenii își aduc cu toții. E bine să știi acest lucru. De unde s-a pornit? Bun, e adevărat. E adevărat, pentru că credem că toți clujenii își aduc aminte cum a fost Cluj în 2004. De bine, de rău, Clujul a evoluat foarte mult, de bine, de rău. Clujul a evoluat foarte mult, Clujul are o dezvoltare, a avut o dezvoltare accelerată și foarte mulți clujeni au venit în Cluj, s-au stabilit în Cluj după 2004. De aceea este bine să aducem aminte aceste lucruri și să vorbim despre ele, pentru că toate acestea fac parte din istoria noastră. Acum aminte, în 2004, toate tirurile și transportul greu mergea prin Cluj. Deci prin Zoilor, prin Mănăștur, pe Pata, da. Pe Maramureș. Da, și acum e bine să știm aceste lucruri, ce a fost și ce este acum. Aduc aminte, nu aveam niciun supermarket. În municipiul Cluj-Napoca, în 2004, nu avea niciun supermarket. Singurul care era construit era Metro, dar era în Florești. În Florești, corect. Teritoriul administrativ al Floreștiului. Deci Cluj, în 2004, putem vorbi, cred că dacă vorbim despre pe toate palierele, despre toate, că vorbim de transport, că vorbim de cultură, că vorbim de învățământ, că vorbim de educație, că vorbim de infrastructură urbană, în toate sensurile ei, Clujul din 2000, dacă ne aducem aminte, Clujul din 2004 era cu mult în spatele celor mai multe mari orașe. Adică era în spatele Timișoarei cu foarte mult, era în spatele Constanței, era în spatele chiar și Iașului. Eram invidioși pe aceste orașe. Sigur că da, eram și a fost așa o inhibare la nivel, de municipiu și la nivel de administrație. Odată cu câștigarea alegerilor de către Emil Boc și echipa domniei sale din 2004, care și a suferit transformări și o evoluție firească până la urmă, odată cu Clujul, pentru Cluj a însemnat o deschidere extraordinară, o deschidere înspre toate zonele care contau pentru municipiu. Dacă ne gândim la, vorbeați adineori de infrastructura de transport. Am venit cu un exemplu. Știm foarte bine ce era, ce nebunie era în Mănășturi, ce nebunie era în Zoilor, dacă vorbim numai pe partea, să spunem, transferul rutier de sud, pe partea de sud a municipiului, cu însemnând tot ce însemna axă dinspre Oradea, spre Turda, spre București, spre Alba Iulia sau spre Reghin, Baia Mare, în toate direcțiile. Dacă era cea mai ce era în Mănășturi atunci? Nebunie, înghesuială, cost de tiruri, zorilor, bună ziua, nu mai vorbim de bună ziua, zorilor, bună ziua, cartierul Gheorghean și până la ieșirea din Cluj,
Era o nebunie, o adevărată nebunie, da? Dar clujenii, majoritatea, și-a aducut toți aminte. Ce a însemnat investițiile în infrastructură și ce a însemnat sprijinul, inclusiv în perioada de prim-ministru, pe care nu avem de ce să nu ne mândrim, în perioada în care Emil Boc a fost prim-ministru, cu finalizarea infrastructurii adiacente municipiului, cum vorbim de autostradă, vorbim de alte zone de infrastructură, a însemnat, practic, pentru municipiu salvarea acestuia, a însemnat degrevarea, îmbunătățirea mediului ambiant, a însemnat că vorbim de noxe, că vorbim de zgomot, că, indiferent despre ce vorbim, a însemnat o fluidizare a traficului extraordinară și a permis totodată dezvoltarea accelerată a acestui municipiu. Gândiți-vă ce ar fi însemnat să nu fi fost pusă autostrada în funcțiune și să fi fost toate tirurile la intrarea dinspre Florești. În momentul de față, în condițiile în care și această comună s-a dezvoltat accelerat, s-a dezvoltat foarte rapid și, practic, infrastructura, atâta cât i-a permis bugetul acestei comune și programele naționale, nu au putut să țină pasul cu, până la urmă, firesc, să țină pasul cu această dezvoltare și cu acest flux de mașini și de oameni care se desfășoară zi de zi între cele două localități. Ce ar fi însemnat acele tiruri să fi fost în coadă? Eu nu prea obișnuit să laud. Da. Decât atunci când sunt obligat și când trebuie să spun lucrurile pe nume, în folosul cetățeanului. Dacă nu era Boc prim-ministru, această autostradă nu se făcea, iar tirurile erau în continuare prin Zorlă și Mănășteu. Deci cu autostrada am fi rămas la nivel de și pe pată. Era făcută nici varianta Someșeni-Buceni. Deci cu autostrada am fi rămas la nivel de 2004, în care nu s-a tăiat panglica la Săvădisla și s-a făcut organizarea de șantier. Și cu asta, până când a primit efectiv finanțare. Pentru că vorbim, că vrem, că nu vrem. Nu vorbim de voință, pentru că voință politică, mă gândesc, o fi existat de la toate partidele. Că vorbim de... sau cel puțin nimeni o să declare că n-a existat voință politică sau că nu vrea. Să dau un exemplu. Dar finanțarea este importantă, alocarea de finanțare pentru a finaliza un obiectiv de investiție. Fără așa ceva și fără voință politică în acest sens, nu se finalizează niciodată nimic. Abia acest lucru s-a deblocat abia în 2009, după ce Emil Boc a devenit prim-ministru. Vedeți, există voință politică de a face groapa de gunoi, centru de meneme a deșeurilor. De ce 4 ani nu s-au primit? Exact la fel se întâmpla și cu autostrada. Iar vreau să spune același lucru. Nu sunt bani. Deci dacă Boc nu era prim-ministru, nu se făcea. Exact? Fără doar și poate. Groapa de gunoi. Fără doar și poate. Oricât că nimeni nu o să spună că nu vor să facă. Da. Până la urmă, faptele vorbesc. Vorba românului, urma alege, știți? A trebuit să spunem acest lucru, tocmai ca să se știe de unde s-a pornit și unde s-a ajuns. Da. Și nu numai. Adică vorbim, gândiți-vă și putem să rememorăm așa cum arăta Clujul în 2004 și din punct de vedere al esteticii urbane. Cum arăta din punct de vedere al fenomenelor și al evenimentelor care aveau loc în Cluj sau care se desfășurau în Cluj. Erau doar... arătau străzile. Cum arătau străzile, nu mai vorbim, pentru că vorbim de un program care se apropie imediat de 1000 de străzi în municipiu, un program pe care a început în 2004 și pe care se continuă. Deci, practic, mai avem câteva zeci de străzi pentru finalizare din domeniul public, urmând să trecem și să relăsăm condițiile de preluare a străzilor private și asfaltarea acestora. Deci vorbim de un Cluj-Napoca care s-a transformat covârșitor, s-a transformat, nu mai seamănă, oricât am luat și oricât am spune, nu mai seamănă cu Clujul din 2004. Aduc aminte, aveam un prieten în Someșeni, era și groază să lucra acolo și noroi era în Someșeni. Da. Ca să mai vorbim de drumul rotund.
sau partea aceasta de Bulgaria. Și Bulgaria, și toate, în toate cartierele și în toate extensiile orașului, că practic toate extensiile orașului au fost luate în calcul, sau multe dintre ele s-au rezolvat din punct de vedere al asfaltărilor și al infrastructurii rutiere, altele sunt în program de a fi asfaltate. Vorbim de, că vorbim acum de infrastructura rutieră. Pe lângă programele, pe lângă bugetul propriu, pentru că aceste investiții au fost susținute, clujenii trebuie să știe, au fost susținute fie din bugetul propriu, fie din credite, din linii de credit special destinate îmbunătățirii și refacerii infrastructurii, fie din programe europene, programe naționale, care spre a fi vrut noi să le facem mai repede, dar depinde când ți le și aprobă autoritatea. La Cluj au venit așa cu un pic de întârziere în aprobare, dar este bine că au venit, pentru că prin programe gen Cluj-Napoca, orașul Comoara și prin celelalte programe am reușit să facem toată infrastructura urbană, inclusiv infrastructura centrală. Știm că a fost un deranj foarte mare anul trecut, de exemplu, în oraș, din cauza acestor lucrări de investiții, dar uitați-vă ce înseamnă pentru Cluj-Napoca astăzi finalizarea și implementarea acestor lucrări de investiții, toate făcute pe finanțare din, vorbind de zona centrală, da? Toate făcute pe finanțare pe programul, din programul din ciclul bugetar 2007-2013. Cum de la municipiu se pot accesa fonduri europene, iar la județ nu? Asta ca unul dintre cei mai buni specialiști în economie în cadrul Partidului Național Liberal, nu? Cum de într-o instituție se poate, în alta nu se poate? Instituțiile, pe de o parte, fiecare instituție are nivelul ei de eligibilitate. Cluj-Napoca este într-o situație de un oraș, într-o situație de emergență continuă și foarte, într-un ritm foarte alert, da? O emergență, un grad de emergență foarte dinamic. Având această calitate de centru de dezvoltare regională, Cluj-Napoca avea din start un anumit cuantum pentru care prevăzut, pentru care trebuia să depună proiecte, să le câștige și să le implementeze. Vorbim de bugetul de fondurilor europene, pe programul operațional regional. Județul Cluj sau alte instituții, toate au nivelul lor de eligibilitate și cu pe destinație, pentru că programele operaționale sunt mai multe. Programul operațional regional este una pentru care pot aplica cei care sunt eligibili, în special au fost la nivel de investiții de infrastructură, au fost instituțiile, municipiile, primăriile și consiliile județene, fiecare pe domeniul pe care îl gestionează și pe care îl are în patrimoniu, deci pe drumurile județene, de exemplu, sau programul de mediu, că vorbeați de groapa de gunoi. Groapa de gunoi pentru municipiul Cluj-Napoca, mandatul acesta pe care, ultimul mandat care se încheie odată până la începutul lunii iunie, pentru noi, pentru municipiu, a fost o mare problemă. Gândiți-vă ce ar fi în 2015, practic, consilierii au susținut și și-au asumat, practic, consilierii grupului PNL și al celor din coaliție au susținut și și-au asumat, practic, chiar și un oprobiu, ținând cont de acele creșteri de tarif temporare, creșteri de tarif până la finalizarea unei rampe provizorii în sarcina de către primărie. N-a fost deloc ușor să găsești o soluție rapid în condițiile în care Clujul generează cantități mari care trebuiau duse fie la Oradea, fie găsit un debușeu, o soluție pentru acestea. Deci pentru noi, întârzierea implementării acestei investiții asumate de județ au fost, pentru municipiu, a fost o problemă reală. Și este în continuare o problemă reală pentru toate localitățile din, și pentru celelalte comune, entități administrative, care și ele trebuie să ducă undeva. Nici nu vreau să gândiți-vă ce fac acum tot felul ascund, de primari. Trebuie să le ducă la Odorhei, la
care nu pot ce fac. Da. De asemenea, municipiul iarăși are, deci problema lui este să reziste până când se implementează acest lucru și trebuie să-și dozeze foarte bine această investiție și modul în care încarcă această rampă temporară, pentru că sunt niște norme foarte clare. Sunt niște legi foarte clare care, dacă sunt încălcate, intră nu doar în sfera administrativului, intră chiar în sfera penalului. Și atunci, practic, pentru noi, anul trecut, a fost o problemă delicată pe care ne-am asumat-o, condiționând și fiind încrezători că vom, municipiul va executivul. Poate a fost una dintre cele mai grele probleme. Păi da, a trebuit să ne asumăm și să găsim o soluție care să fie rezolvată nu într-un an, în doi, în trei sau în mulți ani, cum le-au avut alte entități administrative, da? Ci în două, trei luni. Trebuia rezolvate un spațiu și o rampă de rampă care să preia toate deșeurile și toate gunoaiele, toate deșeurile menajerele din municipiu, care nu este deloc mic. Am văzut că, cel puțin în ultimii 4 ani, a existat, să zic așa, o... Și o problemă care a rezolvat. O răceală sau, de fapt, o necolaborare între Consiliul Județean și Primăria Cluj-Napoca, unde, de fapt, Primăria Cluj-Napoca este motorul județului. E necesar după 5 iunie ca să fie aceea relinie la cele două instituții, pentru ca profitând și de faptul că în 2004-2012 a fost o dezvoltare armonioasă între Consiliul Județean și Primărie, e nevoie ca după 5 iunie să fie o continuitate a ceea ce înseamnă aceste proiecte între Consiliul Județean și Primăria Cluj-Napoca. Deci, fără un parteneriat între municipiul Cluj și județul Cluj, fiind, să spunem clar, pentru toți care ne ascultă, sunt două entități administrative separate, distincte, care trebuie să colaboreze fiecare cu nivelul ei de competență. Fără o colaborare între cele două entități administrative, între municipiul Cluj, între primărie și județul și Consiliul Județean, este practic este imposibil. Deci, practic, o necolaborare între cele două instituții este ca și cum s-ar faulta ambele pe sine însăși. Fiecare se faultează pe sine însăși. Deci, acum, despre acest mandat și la Consiliul Județean, cred că... Și de dezvoltarea acestei zone metropolitane, extraordinar de dinamică. Păi, asta este esențial. Deci, vorbeam că municipiul Cluj-Napoca este centrul de dezvoltare regională. De aici pornim, da? Ca să dezvolți și să integrezi o zonă metropolitană, trebuie să ai o colaborare atât cu toate entitățile administrative din jurul tău, pentru că germenele de dezvoltare tu îl dai, dar în felul ăsta îi ajuți și pe ceilalți să se integreze într-un concept unitar și vedem, avem exemplul companiei de transport, da? Avem exemplu ecometropolitan care își duce proiectele mai departe, acum vom vedea până unde și când vor finaliza. Noi suntem foarte atenți și de la municipiu și la Consiliul Local și foarte atenți și foarte critici, însă pentru că dorim ca aceste proiecte să fie duse la îndeplinire, municipiul fiind cel mai principal contributor direct la aceste entități. Ce vă propuneți pentru da. Mandat 2016-2020 în materie de transport, că tot aminteați mai devreme? În materie de transport, dacă vorbim de infrastructură, practic ne propunem să finalizăm proiectele pe care le-am început, ne propunem să finalizăm toate străzile care se află în momentul de față în domeniul public al municipiului. Nu mai sunt multe, vorbim de circa 50 de străzi, deci nu mai vorbim de sute sau mii de străzi. Da, așa. De asemenea, ne propunem să lărgim și să asfalteze și toate extensiile de ieșire spre zonele industriale sau spre ieșirile din municipiu, nu numai pe arterele principale. Ne propunem să modificăm, ținând cont de
cât permite legislația la nivel național, să modificăm în limitele pe care le permite această legislație să condițiile de preluare a străzilor private, în așa fel încât să ajungă asfaltul și la acești cetățeni. Sunt foarte mulți, ținând cont de dezvoltarea accelerată pe care a avut-o municipiul în ultimii ani. Și, deci asta, dacă vorbim de infrastructura rutieră, dacă vorbim de transport efectiv, acum în mandatul ce l-am avut, tocmai au avut loc niște transformări importante, care poate că n-au fost percepute cu un foarte mare impact, toată lumea fiind obișnuită ratul cu regia de transport. E nu. Această regie a fost reorganizată într-o companie care, pentru a-i putea permite și pentru a-i asigura competitivitatea pentru viitor. Pentru că una este când este regie sub ordinea municipiului și atunci ne referim strict la limita administrativă a municipiului, și altceva când poate să devină un operator regional sau cel puțin metropolitan eficient. Da? Și planurile de dezvoltare și le face ca atare, și programele de finanțare pentru care că i-am permis să devină și un jucător să aplice și să obțină finanțare prin programele puse la dispoziție de Comisia Europeană. Deci, practic, compania de transport, prin această transformare pe care am gândit-o și am făcut-o, a devenit un jucător pe zona metropolitană foarte important și de care deservește acum nu doar limita municipiului, deservește întreaga zonă metropolitană. Pe lângă aceasta, în această companie, v-a spus că municipiul Cluj-Napoca este principalul contributor la toate proiectele din zona metropolitană. Deci de capacitatea și de dezvoltarea municipiului depinde dezvoltarea și celorlalte localități. Că vrem să recunoaștem, că nu vrem să recunoaștem, nu este o problemă. Dar de dezvoltarea municipiului depind și celelalte și de finanțarea pe care o asigură municipiul în aceste structuri, în care și-a asumat să fie parte. Practic, municipiul și primăria, Consiliul Local, a aprobat și susținut investiții majore în compania de transport, pe lângă capacitatea de finanțare proprie pe care compania o are. Municipiul a intervenit cu majore de capital pentru investiții, pentru susținerea investițiilor, în special a investițiilor care deservesc direct cetățenii. Vorbim de autobuze noi, vorbim de tramvaie, le vedem cu toții. Sunt lucruri reale, lucruri de care toți cetățenii beneficiază. Deja am ajuns la un nivel de... Clujenii cred că au ajuns la un nivel de obișnuință deja cu acest standard de calitate, cu această... Încât ceva normal. A devenit ceva normal. Și bun, din 2004. Ce era în 2004? Calitatea vieții. Poftiți? Nu deja va Clujul e... Acum, legat de calitatea vieții, și aici vrea să spun ceva. Cum explicați faptul că cei din Gileu vor și ei să adere la această, să spun așa, investiție de extindere a companiei de transport și spre acest program? Un lucru de absolut succes. Un lucru absolut. Sunt indignați pe cei din Florești că ei au transportul comun, asigurat de CTP și nu. Da, este un lucru absolut firesc și, practic, acesta este rolul zonei metropolitane. Dacă fiecare își vede doar de moșiuța lui, da? Și crede că poate să stea într-un glob de cristal acolo, fără să aibă nicio legătură cu Cluj-Napoca, pierde, fiecare dintre aceștia pierde, pentru că fără forța municipiului și susținerea din partea Consiliului Local, bineînțeles, este și în beneficiul municipiului ca cetățenii lui să aibă pe aceste zone limitrofe să circule și să beneficieze de toate aceste lucruri. Este, până la urmă, un interes biunivoc. Este un interes comun. Da? Deci, fără forța municipiului, e foarte greu să te dezvolți, pentru că e foarte greu ca să susții proiecte de anvergură.
Și asta nu numai în transport, ci pe toate palierele. Da. Vorbim de centura de sud, dacă știm, avem o problemă. Floreștiul s-a dezvoltat accelerat. Clujul, Napoca s-a dezvoltat accelerat. Transferul între cele două, tranzitul între cele două localități este foarte aglomerat. Centura de sud este esențială. De asemenea, variantele care se dezvoltă, se implementează pe partea de nord a municipiului și a Floreștiului, iarăși sunt extrem de utile. Însă centura de sud, fără capacitatea municipiului care, datorită insistenței și intervenției executivului și a primarului Emil Boc, nu ar fi fost, poate, un master planul de transport cu finanțare asigurată. Da? Deci urmează, finanțarea este fiind prinsă în master planul de transport la nivel național, finanțarea este asigurată și această centură de sud se va construi din bani pe acest master plan. Da? Finanțarea o ai deja de acolo. Nu vor trebui resurse ale municipiului pe care să le investești în această investiție. Și ce mi-a spus un cetățean al Clujului la cuplă 3 zile, dacă Boc ar merge prim-ministru și această centură de sus s-aș face. Așa privește un pic cu inima strânsă până o vede terminată. Acum, noi ne-am obișnuit să luăm în regulă, la nivel național, centralismul ăsta special... Deci, vine alt guvern, schimbă prioritățile... Da. Până la urmă, și în direcția asta, să știți că evoluăm cu pași repezi. Începem să ne obișnim și fără nevoia de centralism. Da? Eu vreau să cred, nici nu vreau să cred, că după atâta efort pe care l-a făcut primăria ca să introducă acest obiectiv în master planul de transport, cineva va veni să-l taie. Pentru că, teoretic, în acest moment, centura de sud ar trebui să aibă, la nivel guvernamental, finanțarea asigurată. Dacă cineva va veni să taie, nu știu dacă cineva va îndrăzni să taie și să văduvească o zonă foarte importantă a țării de această investiție. Nu știu, nu vorbim de amenințări, vorbim de bun simț. De bun simț. Cum știți cum este? Oamenii sunt sceptici și vor să vadă... Bineînțeles, că s-au obișnuit să fie sceptici. Spunea prietenul acesta meu, dacă Boc ar fi prim-ministru, s-ar face așa, da, aștept sigur. Să vor. Am avut evenimente, au crescut niște evenimente în municipiu care asigură un flux de oameni, de turiști, de oameni care începe și care poartă numele Clujului mai departe. Da? De exemplu, am avut evenimentele din vara anului trecut și în cadrul acestei calități de Cluj capitală a tineretului. Da? Am avut promisiuni de sprijin guvernamental, au fost aceste promisiuni, dar să nu credeți că le-a văzut cineva ceva concret. Și dar, da, nu s-au materializat, bineînțeles. Nu o să spună nimeni că nu susține. Este foarte ușor să promiți, dar este foarte ușor să promiți, dar până la urmă, noi venim cu realitatea faptelor. Despre asta vorbim. Atâta în limitele bugetare care ne-au fost permise, atâta cât am făcut pe toate extensiile pe care le-am putut accesa, cu sprijin și cu sprijinul pentru care nu a fost autostrada Transilvania, nu este a municipiului, să ne înțelegem. Este, în schimb, a însemnat foarte mult pentru municipiu. Fără toate aceste lucruri și fără o atenție din partea administrației PNL, nu am fi fost probabil aici. Însă toate au trebuit făcute cu atenție și cu multă muncă, cu deranj în anumite momente pentru populație, pentru că nu e ușor să stai pe strada Horia în o oră în trafic sau o jumătate de oră în condițiile în care pe cealaltă parte sunt lucrări. Da. Vedeți, aceste lucrări s-au avut din bani europeni, atât la metro, la tramvai. Da.
parțial european și contribuția proprie, da. Vedem, mergem mai departe, parcul central este plin tot pe bani europeni. Deci eu Casinou, sigur, multe, sigur, proiecte pe bani europeni. Deci va continua accesarea de bani europeni. Municipiul și-a propus proiecte pentru toată cota care a fost repartizată. Și, ca atare, cu puține excepții, generate nu de voința executivului, ci de situația unui operator economic, care poate să intre în insolvență și să creeze probleme la nivel de implementare, cu excepția, cu aceste puține excepții, toate au fost implementate și toate au fost atrase. Inclusiv Făgetul, unde acum e nu? Spitalul Municipal. Da, vorbim de un ambulatoriu de o valoare foarte mare de care vor beneficia toți cetățenii Clujului și nu numai aceasta, acolo modernizarea ambulatorului de la Clujana și dotarea acestuia ne-a permis mai departe să gândim finanțare și să susținem un alt centru de permanență pentru centrul de urgențe. Da? 24 din 24. Exista și până acum la nivel de 8 ore, dar pe lângă UPU și pe lângă UPU așa cum există, există și un centru care nu este finanțat în momentul de față îl susține municipiul Cluj-Napoca. De ce? Pentru că la nivelul municipiului aceste cazurile și nevoia este foarte mare. Și practic indiferent cum a fost structurat sau restructurat, au fost restructurate unitățile de primire urgențe. Noi am venit în întâmpinare, pentru că la nivel de Cluj nevoia este mult mai mare decât în alte județe sau în alte orașe. Vorbim de mult mai multă populație, vorbim de populație care vine la Cluj, populație care tranzitează Clujul, populație care vine cu probleme, știm foarte bine, avem zona universitară, clinicile universitare. Este foarte important acest centru pe care noi l-am asumat, nu l-am fi putut face fără să fie avut aceste investiții în spate. Că-l făceam, dar făceam ca să fie făcut. Vedeți, sunt de aici. La fel nu se întâmplă și cu cinematografele. Da, aici deja este alt aspect, pentru că vorbim de infrastructura culturală a municipiului, da? În aceste cinematografe știm foarte bine, fluxul pe cinematografe sunt în zona molurilor, în special a populației, da? Dar sunt manifestări culturale, sunt spații pe care le-am preluat, s-au modernizat de către Consiliul Local, de către primărie, s-au dotat corespunzător și pot să aibă loc în aceste spații orice act cultural, adică orice acțiune culturală, care să nu se concentreze doar în centru, să se concentreze acolo, lângă cetățean. Deci în proximitatea nevoii, în proximitatea cetățeanului pe cartiere. Acum avem în vedere să cumpărăm și s-a aprobat dreptul de manifestarea dreptului de preemțiune pentru cinematograful de pe Horia. Deci suntem și din acest punct de vedere foarte, foarte atenți. Doar că toate aceste lucruri trebuie să le vedem, să le recunoaștem ca atare și unele dintre ele iau timp. Nu neapărat din lipsă de voință, că nu există lipsă de voință, ci și nu neapărat din lipsă de resurse bugetare, ci din lipsă din probleme juridice, deci de statut juridic al unui, fie al unui teren, și birocrația poate fi depășită, să știți. Dar, în schimb, statutul juridic, situația juridică a unui imobil, oricare ar fi el, că vorbim de teren sau vorbim de clădire, trebuie să fie foarte clară pentru ca municipiul să poată să intervină sau să facă ceva. Dezvoltarea locului, 100 de mii de oameni? Acolo ne așteptăm și este proiectul. Și la modul la care avansează... 100 de mii de oameni e un oraș în oraș. Un oraș în oraș, da. Dar așa este proiectul. Așa a fost gândit, tocmai, nu, deci acele proiecte când au fost gândite, nu au fost gândite pentru a avea orizontul de 2016, că vin alegeri. Da?
au fost gândite într-un orizont de mulți ani în față. Da? Pentru că dezvoltarea la ritmul de accelerat în care crește municipiul și la această zonă, este o zonă de emergență, în special cu industrii IT, de înaltă tehnologie și de alte și chestiuni similare, este un centru de emergență foarte puternic. Noi am dorit să facem aceste lucruri ca să creăm infrastructura necesară pentru cei care vin și sunt interesați de Cluj, sunt interesați pentru că au o infrastructură universitară foarte eficace, au o infrastructură medicală foarte bună, avem practic posibilitatea de a oferi de a asigura confortul din toate punctele de vedere, atare și educațional și din toate punctele de vedere. Și infrastructura necesară trebuie să o faci, să o pui, să o viabilizezi și să o pui la dispoziția acestor, că vorbim de investitori, dar toate vor se vor duce și se vor concretiza investiții. Deci noi care vor aduce multe municipii. Mai puțin în politică, aproape deloc, am discutat mai mult administrație și realizări. Păi asta am făcut de câțiva ani de zile, noi chiar asta am făcut. PNR se luptă pentru dezvoltarea municipiului. De altfel și sloganul campaniei PNR este Clujul crește. Fără doar și poate. Cum va arăta Clujul 2020? Toate aceste proiecte dezvoltate cu centura de sud pusă în funcțiune și și cu creștere la nivel de capacități de producție îmi doresc. Eu personal îmi doresc și o creștere în zona capacităților de producție, pentru că nu toată lumea vrea să lucreze în zona tehnologiilor înalte. Dar nu toată lumea vrea să lucreze în sau nu toată lumea poate să lucreze doar în servicii și cred că fără a susține și partea de investiții pentru producție, care fără a susține poate să creeze probleme pe viitor, nu numai la nivel de muncă, la nivel de țară. Crearea de locuri de muncă, practic, pentru clasă medie, pentru oamenii... Noi încă discutăm la nivel de țară de utilizarea cât mai puțină a resurselor. Adică o prelucrare cât mai sumară și un transfer, un export la o valoare foarte mică. Vorbim de, indiferent din ce ramură a economiei, vorbim de resurse brute sau semi-brute pe care le transferăm pentru bani puțini sau pentru o valoare adăugată foarte mică. Deci o dezvoltare a producției autohtone. Deci trebuie să insistăm mult pe capacități care să fie competitive la nivel european sau în piață, în orice piață, spre orice piață s-ar îndrepta, trebuie să fie competitiv. Și vedeți în 2020 zona aceasta metropolitană, pe timpul se apropie de... Timpul se apropie, da. Da. Zona metropolitană, esențial, este să... Până unde va ajunge dezvoltarea aceasta dinamică și foarte, foarte plăcută pentru noi și de multe ori cei din alte părți se uită cu invidie la Cluj. Pentru că Cluj a devenit un model. Cei care nu s-au aliniat, să nu s-au alipit încă, noi îi primim. Eu cred că toată lumea de acord să fie primiți. Pentru că asta, în schimb, ne putem gândi doar la cei care sunt deja în această structură și cu care toate entitățile, că vorbim de zona metropolitană, de instituțional vorbind, da? Că vorbim de ecometropolitan, că vorbim de companii de transport. Indiferent de toți operatorii că vorbim de agențiile de dezvoltare, da? Toți operatorii care sunt jucători în această ecuație, pentru că vorbim de ecuații în care toți trebuie să concure și cu variabile multe, trebuie să definească proiecte și care să ducă la integrarea acestei zone. Și avem exemplu, nu trebuie să inventăm roata. Da? Ne ducem dincolo de
graniță și vedem foarte multe, avem foarte multe exemple. Mă gândesc la Buxel, care este un oraș cu populație jumătate cât Clujul, efectiv, dacă vorbim doar de celula Bruxelles, dar care în zona metropolitană este foarte dezvoltat și vorbim de o zonă metropolitană de 1 milion de oameni. Dar pentru asta trebuie să existe proiecte coerente. Și care și nu numai proiecte coerente, când vorbim de administrație, atunci să facem administrație. Despre asta vorbim în primul rând. Adică proiectele să fie clar direcționate pe un orizont care să nu, cum spun, doar ce am, să văd doar ce am înainte. Să văd pe un orizont, poate că sunt proiecte care trebuie să desfășoare, să meargă în continuare pe două mandate. Nu doar pe un mandat. Sunt unele care de continuitate. De continuitate și de o strategie de dezvoltare care să fie asumată de administrație. Și o reformă a administrației nu este deloc necesară, dimpotrivă. Este necesară tocmai pentru a asigura o coerență. Vorbim de foarte multe celule administrative care nu se pot susține în momentul de față și pentru care la vremea respectivă, în 2012, guvernul Boc și cu Partidul Național, Partidul Democrat Liberal la vremea respectivă au ținut să implementeze un astfel de proiect de restructurare a structurilor administrative a administrației, însă, mă rog, interesele politice al restul a concurenților au fost cu totul altele. Am pierdut foarte multă vreme, eu așa cred, pentru că deocamdată nu facem decât Consiliul Județean are rol de echilibrare de buget, echilibrează bugete. Este foarte important, dar Clujul nu cere bani. Municipiul Cluj-Napoca nu cere bani, însă toate aceste comune, pentru a funcționa, cer bani. Este necesară o reformă a administrației care să ducă la o coerență, la o dezvoltare, în așa fel încât, cel puțin, cheltuielile proprii de funcționare a unei administrații să le poată acoperi. Dar și pentru asta trebuie voință politică. PTL-ul, la vremea respectivă, a avut-o, dar a fost singur. Deci, acum e nevoie de continuitate, fără doar și poate, de implementarea acestor proiecte, de o strânsă colaborare între primărie și Consiliul Județean. Dar nu vedeți, domnul Avram, aduce proiectele esențiale, centrele menajerului, Spitalul Regional de Urgență, aeroportul, centura, pentru că altfel nu se va putea. Dar nu vedeți că și proiectele cu care vine, să spunem așa, concurența actuală, sunt extrase din programul nostru de continuitate. Pentru că strategiile sunt destul de coerente, definite ca atare. Și nu s-au făcut, nu le-a făcut primăria, o strategie de dezvoltare pentru municipiu. Nu a făcut-o primăria, au fost dezbateri publice, au concurat la ea entități universități, universități, ONG-uri, este un produs al multor structuri din municipiu, nu a primăriei. Primăria este beneficiar. Vedeți, astăzi am discutat mai multă administrație, am discutat realizările ce s-au întâmplat aici la Cluj și una arăta Cluj în 2004, iar alta arată astăzi alt Cluj, parcă din altă lume. Acum, parafrazând, știți cine are urechi de auzit să audă? Nu vreau eu să invoc texte așa, într-un mod patetic, dar până la urmă asta este. Mulțumim domnului Florin Briga pentru prezența în studio. Mulțumesc și eu. Sperăm că într-o ediție viitoare vom mai continua să vorbim despre administrația locală și cea a județeană. Cu multă plăcere. Și vom încerca o dată pe lună sau o dată la două luni, tocmai pentru a arăta transformările care s-au întâmplat în Cluj. Nu se știe cum arăta Clujul în 2004, în 2016 și cum arăta în 2020. Așa este. Vă mulțumim pentru atenție, doamnelor și domnilor, și până la o ediție viitoare vă spunem la revedere de aici din studioul TV Clujeni. Mulțumesc și eu. Zi bună.